Clubul sportiv școlar din Nicugolescu vinde bine. După ce l-a vândut în urmă cu patru ani pe Simon Măzărache la CSU Craiova, pe când activa în Liga 3 și mai apoi la un an distanță a fost cedat și Dorine Luancea la FC Argeș, Colegiul Național din Nicugolescu continuă să scoată jucători care trezesc interesul marilor cluburi de fotbal de la noi din țară. În vara anului trecut, fundașul Răzvan Iosifoiu de la echipa Under 17 a Clubului sportiv școlar din Nicugolescu, pregătită de profesorul Ovidiu Tică, a fost transferat la Dinamo București pentru ca în toamnă și portarul Dragoș Oreboiu să treacă la gruparea din șosea Ștefan cel Mare. La începutul acestui an, colonia de mușceleni de la Dinamo București s-a mărit, ajungând la 3 prin trecerea lui Mihai Gheorghe sub comanda lui Sorin Bucuroia, antrenorul echipei under 17 a clubului patronat de Ionus Negoiță. Chiar dacă Mihai Gheorghe nu este mușcelean, acesta a evoluat în ultimele două sezoane pentru echipa CSS din Nicu Golescu Under-17, fiind totodată și capitan de echipă. Jucător polivalent care lovește foarte bine mingea cu ambele picioare, Mihai Gheorghe a fost ținta antrenorului bucureștean Sorin Bucuroia pentru această iarnă. Mihai Gheorghe se află în aceste zile alături de ceilalți jucători din Amoviști în cantonamentul de la Predeal.